Spitalul de boli cronice din Victoria a intrat într-un proces de reorganizare. Mai bine zis, acesta va fi transformat până la 1 aprilie într-un azil de bătrâni. Decizia aparține Ministerului Sănătății care va comasa sau transforma unitățile spitalicești din țară. În acest sens, cadrele medicale din Victoria s-ar putea muta la spitalul de la Făgăraș. Orașul Victoria va rămâne în perioada următoare fără spital orășenesc și asta deoarece, conform unui proiect al Ministerului Sănătății, din cele 435 de unități sanitare cu paturi care există în prezent atât în rețeaua proprie cât și în administrarea autorităților locale, 182 de unități sunt propuse să rămână fără personalitate juridică și să se reorganizeze în secții exterioare. Dintre acestea, unele vor fi comasate, iar altele se vor transforma în creșe sau în cămine pentru persoane vârznice. În această categorie a intrat și Spitalul Victoria. Aici este vorba de o altă reglementare a Ministerului Sănătății privind comasarea unor spitale și transformarea altora în spitale, adică în creșe și în azile de, de bătrâni. Nu știu care va fi impactul pentru spitalul din Făgăraș, bănuiesc că va fi pozitiv. Dacă pentru locuitorii din Victoria o astfel de modificare ar avea un impact negativ, pentru făgăraș această schimbare ar aduce numai beneficii. Sperăm că va fi benefic, pentru că noi, vreau să spun, avem peste 100 de posturi vacante și nu putem angaja. Și asta are. Uh, o, mare, uh, o mare impact asupra uh, muncii celor la care suntem uh, în funcție. Cei din uh, conducerea spitalului, din tot personalul spitalului, cu sprijinul Consiliului Local și al primăriei, va trebui să luptăm din răzputeri, să menținem tot ce, ce este în momentul de față, uh, toate specialitățile să le, să le menținem. Această reorganizare a Spitalului de Bol Cronice din Victoria în Azil de Bătrâni ar trebui să aibă loc până la data de 1 aprilie. Din județul Brașov, spitalele care se vor transforma în centre de asistență pentru bătrâni, în afară de cel din Victoria, sunt cele din Codlea și Săcele.